Hai să ne amuzăm puțin cu abilitățile astea ale mele de gătit. În primul rând vreau să fac un scurt intro. Știu că foarte mulți băieți se uită la videourile mele despre mușchi și așa mai departe. Bă, băieți, dacă ești un bărbat adevărat, știi să gătești. Nu știi să gătești doar pentru tine, știi să gătești și pentru alții. Așa că pentru indivizii ăștia care se consideră șmecheri și care probabil o să mă ia peste picior, e problema voastră. Nu mă interesează. Astăzi ziceam să gătesc așa ceva în premieră și să fac un filmuleț pe tema asta. Să gătesc papanaș. Avem un target de maxim 10 minute în care trebuie să facem acești papanaș. Și eu cred că vom reuși. Pentru chestia asta ne folosim de câteva chestii. În primul rând avem un mix pentru papanaș de la Dr. Oetker, ceva de genul 6-7 lei, nu știu. Asta e un fel de, ca un fel de făină, ceva de genul ăsta. Niște brânză. Sana. Dulceață de vișine. Nu o să vă păcălesc acum să vă spun că este proteic. Te ajută pentru sănătate. Asta este, o faci special, chestia asta o faci ca să-ți răsfeți iubita. Deci dacă vrei să-ți răsfeți iubita, să o îngrași, poate este mai slăbuță și așa mai departe, atunci ai grijă ca să-i prepari chestia asta. Și niște apă, 30 de ml de apă, aici sunt 200 de ml, o să punem mai puțin. În primul rând, pentru cine și-a făcut papanaș acasă și toată ziua îi place să cumpere, trebuie amestecat acest mix pentru papanaș împreună cu brânza. Și trebuie un mixer pentru treaba asta. Așa că să punem ăsta pe pauză, după care o să continuăm cu video. Bun, trebuie să amestecăm praful ăsta. Vreau să vă spun că această rețetă, o rețetă similară, cu produse corespunzătoare, poate fi folosită și pentru cei care vor să slăbească sau vor să aibă o dietă hipocalorică. Există mix ăsta pentru papanaș și pentru cei care nu vor să bage foarte multe calorii în ei. O să rupem acest praf. Îl turnăm aici. Și brânza. Ne trebuie 200 de grame și noi aici avem 450. După ochi, dăm pe jumătate. Cam așa. Bun. Asta este. Și acum să trecem la treaba adevărat feminină. Trebuie amestecate chestiile astea două. Puneți puțină apă. Mai punem puțină apă. Mai punem puțin apă.
cam atât, cred că asta e. Când doar să nu stică bine. Uf, gătitul ăsta. Vreau să vă spun că eu gătesc foarte rar. Dar cam știu în principiu orice tip de mâncare să-l gătesc. Ia să vedem. Avem făină aici. Dar e după toane așa. Când mă apucă. Acum, pentru că mi-a fost cerut, am zis să... Și o să întrebească și o chestie pe care să pun astea de papanci. Da. Și face ca o turtiță, se dă prin făină, pe care îi facem o găurică în mijloc. Ia uitați cum arată. Cum e papanașul. Punem pe farfurie, luăm următorul. Tot așa. Facem ca un... E foarte fain și pentru mine să mă filmez când fac așa ceva. E foarte amuzant. Așa, această biluță o turtim. Bineînțeles, să aplicăm acea gaură în mijloc. Bun. Nu știu ce nu o să mănânce atâta papanaș. Pentru că este pentru două persoane. Dar pe săturatele. Nu mai rămâne. Așa că pot să mai invit pe cineva. Odată ce ai făcut acest. Pot să chem și pe amanta, a treia persoană. Ca să servească o porție de papanași. Uite să zicem mai bine și. Cel mai gras, papanaș. Hai că l-am învârtit destul. Facem găurica respectiv în centru. Mijloc. Ia un cap. Și acum facem și niște biluțe. Micuțe care să le punem deasupra. Știți că papanașul are un moțuleț. Da? Asta e un moțuleț cam mare. Și sunt două moțuleți. Rotund. Rotund. Cred că mai facem unul. Mai facem unul, că nu avem ce să facem. Mai facem un papanaș de ăsta mic. Că nu avem altă soluție. Bun. Am terminat. Nu știu dacă se vede. Cerculețele, biluțele. Le punem la prăjit. Cred că nu durează mai mult de 3 minute. Și papanașul e aproape gata. Cam așa arată pus în tigaie papanașul. Așteptăm să se încingă uleiul, după care îi întoarcem pe partea aia și după aceea o strecem la ornatul lor. Cam asta este. Uite, acum a început să se încingă uleiul. În 2-3 minute trebuie să fie gata.
Cam așa arată când începe să se rumenească. I-am întors pe partea cealaltă. Mai las foarte puțin. Acum i-am întors din nou pe partea cealaltă. Cam așa trebuie să arate. O să-i luăm acum, gata. Uite, cam așa arată în farfurie, după ce am scos. După cum vedeți, sunt destul de rumeniți, frumoși. O să trecem la ornat. Bun. Avem papanașul făcut, s-a făcut în 3 minute. Partea de... partea asta cu pusul în ulei încins. A durat 3 minute, am mai dat înainte să zicem maxim 5 minute. Și acum trecem la ornat. Bun, și o să luăm. O să pun pe ăsta gigant. Sau hai totuși să mergem pe ăștia de dimensiuni obișnuite. Trecem la partea de ornat, partea finală, aș putea spune. Și avem o dulceață de vișine pe care o luăm frumos și o punem aici în interior. Așa. Așa. Punem aceste moțulețe. Mamă, dar ce tare a ieșit! Așa. Deci zici că sunt master chef, pe cuvânt. Și se pune Sana. Și la sfârșit, ca să ornăm așa doar pentru aspect. Bun. Cam asta este. Haideți să vă prezint și vouă minunăția făcută de mine. Nu știu dacă se vede așa. Durează până se face camera. Ia uitați, dragilor. Papanaș homemade făcut în 10 minute. Ia. Vedeți? Poftă bună! V-am pupat!